În prima repriză am avut 5 goluri și iată prima acțiune importantă la șutul lui Sunil Cetri. Prima marță. Câteva momente mai târziu, indienii revin în meci și marchează după o fază fixă prin stoperul Gurumanji Singh. Încă o dată faza. Lovitura liberă executată de Steven Diaz. Foarte, poate că e mai bine așa. Pradip pentru Diaz. Și Pradip are nume lung. Da, 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 oho, ce fază, reușește Rene Di Singh, intră mingea în poartă, intră mingea în poartă. Aici greșește fundașul Omar și poziționarea portarului este suspectă. Da. Trebuie să dăm credit totuși atacantului indian. Excelent șutul. A doua lovitură, a doua execuție a parțiunii Abhishek Yadav. Just laced with class. He's just 19 years of age. A penalty. Well, he has given a penalty for India against Korea Republic, or rather, pull it back to 2-1, of course. Chetri does so. India are on the score sheet. And with 12 minutes gone, we've had three goals.